Ca să înțelegem un pic de unde vine itilul și care este evoluția, trebuie să ținem cont de câteva elemente. În primul rând, itilul sau IT Infrastructure Library nu este un standard, așa cum este ISO 20000, de exemplu. Este un set de bune practici, deci un set de recomandări. Aceste recomandări au obiectivul de a alinia serviciile pe care departamentul IT le oferă sau echipele de suport IT să le alinieze cu nevoile de business. Nevoile de business pot fi interne sau pot fi externe, pot fi ale clienților. Deci asta este obiectivul principal. Și atunci preluăm aceste recomandări validate în practică de multe companii. Și le putem folosi, le putem adapta în propria companie, în propriul business. Okay? Însă, deși ITIL-ul nu este un standard, stă la baza unui standard, stă la baza, de fapt, a trei standarde, practic, influențează standardele ISO. ITIL-ul stă la baza standardului ISO 20000, este standard internațional pentru IT Service Management, deci se potrivește perfect cu ITIL-ul. Stă la baza standardului 27001, standard internațional pentru Information Security Management System, și de asemenea susține standardul 28500, care este standardul de tip Corporate for Information Technology Standard. Așa că ITIL-ul influențează și susține cu principiile sale aceste standarde. Diferența dintre un framework de principii și un standard este că la framework-ul de principii, așa cum este ITIL, putem să facem orice ajustări. Principiile de best practices pot fi aplicate în diverse situații, nu sunt mandatory, pot fi ajustate la contextul pe care îl avem în cadrul companiei. Standardele ISO însă sunt mandatory, sunt obligatorii. Odată ce adopți un astfel de standard și îți primești certificarea ISO, trebuie să te adaptezi la acele standarde și să le aplici întocmai. Și atunci, avantajul, dacă vreți, al tranziției unei companii către un standard ISO este mai întâi aplicarea unor bune practici în domeniu. Aplicarea cât mai consecventă a acestor bune practici duce probabil în momentul în care vine echipa de auditare la o confirmare că practicile interne sunt potrivite și atunci poate obținerea datului imediat sau foarte ușor. Istorie foarte interesantă. Istoria IT-ului pleacă din 1980 în Marea Britanie. O situație observată de guvernul Marii Britanii în care instituțiile publice nu colaborau atât de eficient cu companiile private. În situația unei colaborări pe bază de licitație, atunci când se organizau licitații sau proiecte, așadar, revenind la istorie, istoria e interesantă. Guvernul Marii Britanii descoperă că relația cu instituțiile private e defectuoasă. Așa, pe scurt. Organizarea licitațiilor creează ceva probleme, în sensul că firmele private, după organizarea licitației, spun că stai puțin, că bugetul n-a fost corect definit, dar de fapt noi înțelegem altceva prin servicii de suport, dar tot felul de situații de genul ăsta, care evident creau mari întârzieri în implementarea proiectelor. Mă rog, cam ce se întâmplă pe la noi, chiar și în ziua de azi, 2020, suntem. Multe situații de genul ăsta au fost rezolvate în 1980 de către guvernul Marii Britanii printr-o reacție foarte interesantă și anume au propus un set de reguli. Un set de reguli bine gândite de altfel, în care spuneau așa, dacă vreo instituție privată, vreo companie vrea să lucreze cu instituțiile publice ale guvernului, atunci acestea sunt regulile. Okay? Sigur, partenerii privați s-au adaptat la acele reguli, și au descoperit, cu surprindere poate, că regulile acelea implementate în interiorul organizației le creează o mulțime de beneficii. Erau foarte bine gândite. Dincolo de aceste prime reguli, sigur, lucrurile au început să evolueze. Companiile private au început să influențeze aceste reguli în sens pozitiv, în sensul de a le îmbunătăți. Lucrurile au început să se dezvolte, au apărut o serie de cărți care defineau foarte clar toate aceste principii,
Până când, la un moment dat, Guvernul Marii Britanii a decis să transfere dreptul de proprietate a acestor principii către o companie care să știe să le sintetizeze și să știe să le organizeze și să le publice astfel încât toată lumea să beneficieze de ele. Toată lumea vorbind la nivel global acum. Este ceea ce s-a întâmplat, să zicem, în transferul acesta către compania Axelos în 2013. ITIL-ul, să zicem, devine proprietatea Axelos Ltd, care practic reprezintă un parteneriat între Guvernul Marii Britanii și zona privată, scopul fiind acela de a sintetiza toate informațiile și a aduce la masa discuțiilor reprezentanți din cele mai mari companii, astfel încât aceste principii să fie validate în practică și să reprezinte, de fapt, activitățile de succes care sunt realizate în acest moment în service management. Atunci evoluția a început să capete un sens nou. S-au lansat noi cursuri, s-a creat un framework de certificare, au apărut cursuri cum ar fi ITIL Practitioner, care promova ideea de organizational change management și de continual improvement. Sigur, aceste concepte sunt acum parte integrantă din ultima versiune a ITIL-ului. Ultima versiune a fost lansată în anul trecut, în februarie. Da? Și conține acum elemente integrate din alte framework-uri, pentru că toate converg către aceeași idee de a genera valoare într-un mod cât mai optim. Și aici vorbim despre Agile, despre Lean, despre DevOps, etc. Da? Deci, iată, zicem, în concluzie, ITIL-ul conține acest set de recomandări ce permite organizațiilor să facă mai bine managementul schimbărilor, managementul serviciilor și să utilizeze mai bine resursele și tehnologiile moderne.